văzut și zilele trecute. Deocamdată avem în vigoare o informare meteorologică, deoarece până spre sfârșitul săptămânii vor fi ploi majoritatea regiunilor. Este adevărat că pentru scurt timp se pot acumula și cantități mai mari de apă, însă aș spune eu apă binevenită, pentru că în agricultură este nevoie să plouă, mai ales în lunile mai și iunie, pentru că știm cu toții că din iulie, august deja se instalează seceta și mult mai rar sunt ploi. Ce este important, că din această seară și până mâine dimineață cele mai multe ploi vor fi în județele Dolj, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Caraș-Severin, Timișoara, de asemenea local și în Hunedoara, unde se pot acumula cantități de apă de peste 25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse chiar 40-60 de litri pe metru pătrat. Din păcate, în aceste zone a tot plouat în ultima perioadă și ceea ce va veni este peste niște râuri care sunt deja crescute. În plus, mai ales pe parcursul zilei de mâine și poi mâine, vor fi și intervale cu instabilitate atmosferică în care să ne confruntăm din nou cu intensificări de vânt, de asemenea grindină și descărcări electrice. Iar pe măsură ce astfel de manifestări de instabilitate atmosferică vor fi tot mai sigure, să spunem așa, este posibil ca Administrația Națională de Meteorologie să actualizeze mesajele emise astăzi prin avertizări de vreme severă imediată. Mulțumim foarte mult pentru aceste informații. Așadar, perioade cu instabilitate atmosferică temporar se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificarea vântului, iar temperaturile maxime în acest interval se vor situa în jurul valorii de 20 de grade Celsius. Mergem mai departe. Cântărețul Mihai Constantinescu se află în continuare în stare critică la Spitalul Floreasca din capitală după ce era suferit un stop cardiorespirator. În timpul nopții, artistul a suferit un al doilea stop cardiorespirator și a fost resuscitat cu greu de medici. Acum este în comă și asistat de aparate. Artistul are șanse mici de supraviețuire. Constantinescu trece prin momente extrem de grele. Artistul se află în comă la secția de terapie intensivă a Spitalului Floreasca din capitală după ce aseară a suferit un stop cardiorespirator. Mihai Constantinescu a fost găsit căzut în casă chiar de către soția sa, Simona Secrier, în stare de inconștiență. Când și-a văzut soțul inconștient, Simona a sunat la 112. Medicii sosiți la fața locului au încercat mai bine de 10 minute să-l resusciteze, după care l-au dus cu ambulanța la Spitalul Floreasca. Soția artistului a recunoscut că situația este una extrem de gravă și că medicii sunt destul de rezervați. Mihai Constantinescu are mai multe boli cardiace, iar în ultimii 10 ani a suferit două intervenții la inimă. În 2008, artistul a suferit o intervenție chirurgicală în care medicii de la Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș i-au montat două valve la inimă, iar în 2017 una dintre ele i-a fost schimbată. În luna martie a acestui an, el s-a simțit din nou rău, ajungând pe patul de spital. La acel moment, Mihai Constantinescu a acuzat probleme respiratorii și a fost internat la Spitalul Universitar București. De altfel, tot în martie și-a anulat toate concertele din cauza problemelor de sănătate. Cu cele mai noi detalii privind starea lui Mihai Constantinescu, ni se alătură acum colega mea, Mădălina Ignat. Bun găsit, Mădălina. Ce spun medicii? Medicii sunt în continuare rezervați în ceea ce privește
Vorbește starea de sănătate a lui Mihai Constantinescu. De altfel, aceștia sunt rezervați cu privire la șansele de supraviețuire ale artistului. Mai ales că pe timpul nopții Mihai Constantinescu a făcut al doilea stop cardiorespirator. În acest moment Mihai Constantinescu este internat la secția de terapie intensivă. Artistul este în comă, are hemoragie craniană și vă spuneam că medicii sunt rezervați cu privire la șansele acestuia de supraviețuire. De altfel, medicii au făcut tot ceea ce s-a putut și fac în continuare pentru a-l menține în viață pe Mihai Constantinescu. Nu se știu alte informații până în acest moment. Cel care trebuie să lupte pentru viață în acest moment este chiar Mihai Constantinescu. Rămâne de văzut cât de rezistent este trupul artistului care trebuie să lupte pentru viață. Acestea sunt informațiile de aici, de la Spitalul Floreasca. În acest moment, vă spuneam, Mihai Constantinescu este în comă, internat la secția de terapie intensivă și este ținut în viață de aparate. Mulțumim pentru informații, Mădălina. Radu Mazăre se află acum în fața instanței din Madagascar și va afla în câteva ore dacă rămâne sau nu în arest. Între timp, ar putea scăpa de extrădare cu ajutorul Organizației Națiunilor Unite. Postul primar al Constanței ar fi depus o cerere de azil politic la ONU, iar dosarul este în lucru. Solicitarea a fost făcută la ONU pentru că Madagascarul nu are o astfel de procedură. Acum procedurile țin exclusiv de partea din Madagascar, de autoritățile din Madagascar. Deci ei sunt cei care în momentul de față, după ce au primit documentele noastre, analizează și vor lua deciziile pe care dânsii le consideră oportune. Fiul lui Radu Mazăre spune că planurile de extrădare ar avea mari șanse să nu dea roade. Și asta pentru că fostul edil al Constanței a cerut azil politic, iar cauza este studiată de ONU și până la un răspuns oficial, Mazăre poate rămâne liniștit pe teritoriul Madagascarului. Cei din Madagascar nu au o lege pentru azilanții politici, însă el a depus această cerere la ONU și este înregistrat acolo. Nu ne-am așteptat să se întâmple ceea ce s-a întâmplat, întrucât această depusă la ONU conferă lui o protecție și un statut. Însă lucrurile nefiind bătute în cuie aici, oamenii nu au interpretat în sensul pozitiv. Fiul fostului edil al Constanței mai spune că acum se cercetează și modul în care tatăl său a fost reținut. Potrivit avocaților lui Mazăre, undeva a avut loc un abuz, iar cele 6 zile de reținere nu apar în nicio lege. Avocații spun că aceste 6 zile, de fapt, nu ar fi menționate nicăieri. Rămâne să vedem. Ministerul Justiției din România a trimis ieri dimineață actele necesare pentru extrădarea lui Radu Mazăre. De altfel, ieri era și ultima zi în care partea română putea să trimită dosarul autorităților din Madagascar. Radu Mazăre se află de peste un an în Madagascar și avea pe numele său un mandat de arestare internațional. Fostul edil al Constanței a fost condamnat definitiv la 9 ani de închisoare la începutul acestui an pentru abuz în serviciu și mai are o condamnare de 9 ani și 10 luni de detenție pentru mită, care însă nu este definitivă. Deși România nu are acord de extrădare cu Madagascar, există cadru legal, 2 convenții internaționale, inclusiv Convenția ONU împotriva corupției, ratificată și de Madagascar. Colega mea, Liliana Năstase, ni se alătură cu mai multe precizări pe acest subiect. Bun găsit, Lili. Este protejat sau nu Radu Mazăre de orice întoarcere forțată în țară în aceste momente? Bun găsit. Lucrurile nu sunt chiar atât de complicate cum par, pentru că Radu Mazăre, până una alta, miercurea trecută, mai exact pe data de 8 mai, a fost arestat preventiv, sigur, pentru o perioadă de 6 zile în Madagascar, în vederea extradării. Dacă ar fi fost protejat, sigur, această procedură nu ar fi avut loc. Cel mai probabil Radu Mazăre a nimerit într-un context politic nefavorabil lui, întrucât începând din luna februarie, președinția Madagascarului a fost preluată de o persoană care luptă împotriva corupției și care din februarie până în prezent a avizat toate solicitările de extradare venite dinspre alte state ale căror cetățeni condamnați se refugiaseră, între ghilimele, în Madagascar. Madagascarul fiind cunoscut ca un, să zicem așa, rai al infractorilor de acest tip. Din acest punct de vedere, Radu Mazăre nu este deloc avantajat, însă extrădarea nu este una atât de simplă pe cât pare. În primul
primul rând pentru că România nu are un acord expres de extradare încheiat cu Madagascar. Sigur, România are mai multe tratate la care a aderat și a aderat și Madagascarul și în relație și în virtutea bunelor relații și aderării la acestor tratate. Extradarea este una posibilă, la fel cum a fost posibilă și în alte situații. Cel mai probabil se va decide extradarea lui Radu Mazăre în România, pentru că Madagascarul nu este o țară care să acorde azil politic. S-a vorbit despre faptul că Radu Mazăre ar avea un permis de rezident pentru 5 ani în Madagascar, însă asta nu scutește de a compărea în fața organelor judiciare și de a executa mandatul de condamnare, pentru că rezident poți să fii în orice țară, însă asta nu înseamnă că nu respecti legile sau deciziile unor definitive a unor instanțe de judecată. Chiar astăzi Radu Mazăre ar urma să fie din nou adus în fața instanței de judecată în Madagascar, întrucât mandatul său de arestare expiră. Autoritățile din Madagascar înțeleg că au cerut încă 15 zile de arest preventiv în cazul lui Radu Mazăre. El a fost, bineînțeles, informat că ar urma să fie extradat în vederea executării mandatului de condamnare de 9 ani pe care l-a primit pe 7 februarie în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri din Constanța și Mamaia și cel mai probabil va fi demarată procedura de extradare, procedură pe care, bineînțeles, că Radu Mazăre, ca oricare alt cetățean, o poate contesta. Și după parcurgerea tuturor acestor etape, bineînțeles că se va stabili dacă va fi extradat și dacă va executa o parte din pedeapsă în Madagascar. Adică să nu spunem că a fost protejat, nu știu ce a declarat fiul său, că este sub protecția ONU, sub protecția nu știu cui. Radu Mazăre a fost arestat exact pentru a fi extradat. Nu a fost arestat pentru că a săvârșit vreo infracțiune în Madagascar sau pentru că era suspect pe stradă și au zis autoritățile de acolo, hai să vedem cine e domnul acesta. Mulțumesc foarte mult pentru aceste lămuriri, Liliana. 600.000 de români ar putea scăpa de datoriile pe care le au la ANAF. Guvernul pregătește o nouă ordonanță de urgență care ar putea șterge toate datoriile celor care au aflat că au de achitat contribuții la sănătate de sute de lei pentru venituri derizorii obținute cu ani în urmă. Mai multe detalii despre acest subiect vine colega mea, Gabriela Mihai. Bun găsit, ordonanța de urgență este gata, însă mai are nevoie de un aviz de la Consiliul Economic și Social. Este vorba despre un aviz consultativ, însă obligatoriu. Astfel, după ce va primi acest aviz, ministrul finanțelor Eugen Teodorovici poate veni astăzi în ședința de guvern, care va începe la ora 14, cu propunerea ca această ordonanță de urgență referitoare la amnistia fiscală să fie pusă pe ordinea suplimentară de zi, iar ulterior vom vedea dacă va fi adoptată. Important de menționat este că vorbim despre o ordonanță de urgență care vizează 600.000 de persoane, iar impactul bugetar este de 1 miliard de lei. Totodată vorbim despre persoane care au avut venituri mici în perioada 2015-2017 și au plătit contribuții foarte mari la stat. Iată că în ordonanța de urgență nu sunt prevăzute măsuri pentru cei care au reușit să plătească până acum aceste datorii către stat și vom vedea dacă va exista o soluție și pentru acești oameni. Vorbim până acum despre aproximativ 5.000 de persoane. Vă reamintesc că premierul Viorica Dăncilă încă de săptămâna trecută i-a cerut ministrului finanțelor Eugen Teodorovici să rezolve această problemă. Continuăm cu o veste importantă pentru mămicile din România. Părinții care primesc indemnizație pentru creșterea copilului ar putea să câștige și alte venituri în acest timp. Proiectul a fost depus în Parlament. Săptămâna trecută, într-o postare pe Facebook, o mamă care tocmai a născut al treilea copil s-a declarat nemulțumită de faptul că legea nu permite ca femeile care primesc indemnizație pentru creșterea copilului să poată realiza și alte venituri. Colega mea, Alina Sorocean, ne spune mai multe. Te ascultăm, Alina.
Bun găsit! Proiectul susținut de președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a fost depus în Parlament și prevede ca mamele care primesc indemnizații să poată obține venituri, să obțină venituri din anumite activități, activități care nu implică îndepărtarea mamei de copil. Și vorbim aici despre drepturi de autor, agricultură, piscicultură, silvicultură și alte activități, așa cum vă spuneam, care nu i-ar permite mamei să stea departe de copil. Vorbim despre un proiect care a fost depus în Parlament, urmează să fie dezbătut în Senat, este prima cameră sesizată, va fi discutat în Comisia de Muncă din Senat, mai apoi va intra în plenul Senatului, dar pasul următor este să fie dezbătut în Camera Deputaților, în comisiile de specialitate și votul final va fi dat aici, în Camera Deputaților, unde Liviu Dragnea, de asemenea, este președinte al Camerei Deputaților. Vom vedea când vor începe dezbaterile, pentru că Senatul nu lucrează în aceste zile, având în vedere că este campanie electorală, foarte mulți senatori sunt plecați în circumscrițiile electorale. Drept urmare, abia după data de 26 mai am putea vedea discuțiile începute în Senat, dar până la 1 iunie s-ar putea mișca extrem de rapid parlamentarii să dea și votul final în plenul Camerei Deputaților. Alina, îți mulțumesc. Scandal în educație. Caterina Andronescu modifică datele de admitere la liceu cu 2 zile înainte de probele vocaționale. Ceea ce a făcut Ministerul Educației este ilegal. Nu poți să-ți bazi jocul de copii, părinți și cadre didactice, susțin sindicatele. Colegul meu, Tiberiu Saus, ni se alătură cu informații. Bun găsit, Tibi! Bun găsit, sindicaliștii spun că printr-un document apărut din Senin și nediscutat cu ei, Ministerul Educației amână cu aproximativ o lună probele de aptitudini care vor avea loc cu câteva zile înainte de probele de evaluare națională. De asemenea, prin același act se amână până pe 30 mai afișarea locurilor disponibile din licee și școli profesionale, care va afecta grav mișcările de personal din educație. Sindicaliștii din învățământ solicită anularea ordinului emis de către ministrul Caterina Andronescu și anunță în condițiile în care nu se va modifica acest ordin, atât ei cât și asociațiile de părinți sau de elevi vor recurge la acțiuni de protest. Avem și o informație de ultimă oră. Ministrul Educației s-a hotărât și se răzgândește și anulează modificarea adusă tot de ea de ultim moment. Probele vocaționale merg mai departe, se modifică doar durata de apariție a broșurii cu oferta educațională cu o săptămână, spune ministrul Educației. Mulțumim pentru aceste informații, Tiberiu. Tragedie în Sălaj, copilul în vârstă de 7 ani căzut ieri într-o fântână de pe un câmp din apropierea localității Vârșolț a murit în urmă cu puțin timp la spital. Medicii s-au chinuit să-l resusciteze ori în șir, însă fără succes. Ieri după masă, în jurul orei 18.30, chiar de pompieri și meu Silvaniei, detașamentul de pompieri Zalău, au fost solicitate să intervine pentru a salva un copil căzut într-o fântână. Fântâna se afla pe un câmp izolat în apropierea localității Vârșolț. După extragerea copilului, victima a fost găsită în stop cardiorespirator, iar un echipaj de terapie intensivă mobilă a executat manevre de resuscitare. Copilul se juca în apropierea fântânii, iar părinții acestuia au observat la un moment dat că acest copil nu mai era lângă fântână. Moarte misterioasă la malul mării. O femeie a fost găsită fără suflare pe plaja din Mamaia. Trupul femeii a ajuns pe mâna legiștilor, care vor stabili în orele următoare în ce mod și-a pierdut viața. Trupul femeii plutea spre malul mării când a fost zărit de o persoană care se plimba pe plajă în zona Mamaia Nord. Aceasta a sunat imediat la 112, iar un echipaj de la ambulanță a ajuns rapid la fața locului. Din păcate, însă, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața victimei. Lângă trupul neînsuflețit era și o poșetă, iar paramedicii au găsit actele persoanei decedate. Este vorba despre o femeie de 46 de ani din București, care cel mai probabil se afla în vacanță la Mamaia. Trupul neînsuflețit a fost
transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei. În cauza a fost deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Iar la acest moment vă pot spune faptul că nu sunt suspiciuni și nu sunt urme vizibile de violență pe corpul acesteia. Deocamdată nu se știe dacă este vorba despre un accident sau dacă femeia a dorit să se sinucidă. Firmele care aduc pe piață produse de calitate inferioară față de cele din alte țări occidentale vor fi drastic sancționate. Asta dacă proiectul de lege inițiat de Liviu Dragnea trece de Parlament. Potrivit actului normativ, produsele în cauză vor fi confiscate, iar rețeaua de magazine amendată. Nu e o lege complicată, e foarte simplă, dar e foarte dură. Se confiscă tot lotul și nu e exclusă nici acțiunea penală. Noi ne bazăm în primul rând pe acțiunea financiară. Adică 4% din cifra de afaceri din anul respectiv, și dacă vorbim de un lanț de magazine, nu vorbim de cifra de afaceri a magazinului respectiv, întregului lanț din România. Liviu Dragnea dă asigurări că legea va trece de Parlament în această sesiune. Șeful PSD susține că este primul pas important pe care PSD îl face împotriva companiilor care vând în România produse asemănătoare cu cele vândute în Occident, dar de o calitate inferioară. Amendă de 4% din toate încasările și confiscarea tuturor produselor în cazul firmelor care practică dublul standard în România. Acestea sunt sancțiunile pe care le-am inclus în propunerea legislativă pe care o voi depune azi în Parlamentul României. Este însă nevoie și de patrioți în Parlamentul European care să se asigure că dublul standard privind calitatea alimentelor, medicamentelor și a altor bunuri de larg consum vândute pe piața europeană va fi complet eradicat, a mai spus șeful PSD. Dragnea a lansat și un nou atac la adresa președintelui Klaus Iohannis. Luna iunie iese. Este în procedură de urgență o scoate această lege. Pentru că este o lege vitală pentru noi. Noi oricum avem majoritate și o scoatem. Cinstit. Credeți că domnul președinte Iohannis o să vă semneze așa ceva? Adică... Și eu sunt curios. Dacă o semnează pentru că e o lovitură, e exact pentru stăpânii lui. Percheziții de amploare în toată Europa, peste 100 de traficanți de pește s-au trezit la ușă cu mascații. Polițiștii din România, Italia, Franța, Spania și Ungaria au verificat peste 150 de locuințe pentru a destructura un grup infracțional care se ocupa de comerț ilegal de pește. Marfa, care nu era bună pentru consum, era transportată și comercializată la noi în țară și apoi vândută. 30 de tone de carne au fost confiscate, iar marfa, în valoare de peste jumătate de milion de lei, a fost distrusă. Numai în țara noastră, oamenii legii au bătut la ușile a peste 115 locuințe și au trezit pe traficanți din somn. Percheziții au avut loc concomitent și în Italia, Spania, Franța și Ungaria. Gruparea formată din sute de români, francezi, italieni și maghiari a creat un adevărat mecanism pentru procurarea ilegală a peștelui din afara țării, pentru transportul acestuia și ulterior pentru comercializarea lui în România. Totul funcționa după un sistem bine pus la punct. Cei implicați erau împărțiți în grupuri de braconaj, piscicol, transport și comercializare. Peștele era obținut din apele teritoriale ale Italiei, Spaniei și Franței, unde pescuitul era interzis, iar prada era depozitată și transportată fără a avea autorizație sanitar-veterinară, așa cum impune legislația europeană și română în domeniu. Aducerea în România a peștelui s-ar fi realizat prin folosirea unor documente falsificate, membrii grupării efectuând achiziții intracomunitare prin intermediul unor societăți românești cu obiect de activitate în domeniul comercializării produselor piscicole, special înființate pentru a servi activității infracționale. Afacerea ilegală a fost descoperită de polițiștii din țara noastră în colaborare cu oamenii legii din Spania, Ungaria, Franța, Italia și Portugalia. Astfel s-a reușit blocarea accesului pe piața din țara noastră a 30 de tone de pește impropriu consumului. Valoarea mărfii s-ar fi ridicat la 600.000 de lei. Împotriva celor implicați s-a deschis un dosar penal care este instrumentat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Confuzie totală în privința condamnării lui Sorin Oprescu. Fostul edil al Capitalei ar avea de fapt de ispășit o pedeapsă de 5 ani și 4 luni de închisoare și nu de 4 ani și 4 luni, așa cum s-a spus inițial. Eroarea vine de la un calcul greșit al judecătoarei, care a adunat în mod eronat sentințele. Oprescu fusese trimis în judecată în 2015 pentru luare de mită, abuz în serviciu și constituire de grup infracțional organizat.
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Sorin Oprescu. Fostul edil al Capitalei are de stat după gratii 5 ani și 4 luni, decizia inițială fiind redactată greșit. Astfel, Oprescu a fost condamnat la 4 ani pentru luare de mită, 1 an pentru constituirea unui grup infracțional organizat și 3 ani pentru abuz în serviciu. Iar potrivit hotărârii magistraților, la pedepsa cea mai mare de 4 ani ar fi trebuit adăugat un spor de o treime din celelalte pedepse, 1 an și 4 luni, condamnarea finală trebuind să fie 5 ani și 4 luni de închisoare și nu 4 ani și 4 luni cum apare în decizie. Potrivit rechizitoriului, Oprescu ar fi creat în perioada în care era primar un sistem prin care firmele care doreau să primească contracte din partea instituțiilor publice aflate în subordinea primarului trebuie să dea o parte din profit mită unor factori de decizie din cadrul aparatului primarului. Toată lumea crede că s-a încetățenit ideea, domne, tot în administrația locală, toți sunt hoți. Toți au 10%, 15%. Astfel, firma executantă păstra pentru sine între 30 și 33% din profitul brut, iar diferența era remisă funcționarilor din cadrul aparatului primarului municipiului București cu titlul de mită. O parte de 10% din valoarea contractului era cerută pentru Sorin Oprescu, potrivit DNA. Fostul edil a stat în 2015 12 zile în arestul Poliției Capitalei. Ce spuneți de acuzațiile că ați luat mită pentru acest Sincer? Îmi fac insulină. Sunt 4 capete de acuzare. Cum n-am ce să comentez acum, că este exact miezul anchetei. Hai să fim serioși. Unul dintre interpușii lui Oprescu era Bogdan Cornel Popa, fost director al administrației cimitirelor și crematoriilor umane. Cu o zi înainte de a fi arestat, Oprescu a primit de la Popa 25.000 de euro din totalul de 60.000 de euro pretinși de cei doi de la administratorii unei societăți comerciale. Tot atunci, spun procurorii DNA, fostul primar, după ce a primit banii, a trimis unei alte persoane suma de 11.000 de euro pentru a-și achita o obligație contractuală. Mai mulți elevi din județul Suceava au ajuns la spital cu toxinfecție alimentară. Copiii au început să se simtă rău după ce au băut laptele pe care l-au primit la școală. Dascălii au chemat ambulanța și elevii au fost internați la spital. Autoritățile au deschis o anchetă și fac acum verificări la firma care livrează la instituția școlară laptele și cornul. Elevii învață la școala generală din Bădăuți, județul Suceava. Cu toții sunt în clasa a treia, iar în pauza mare au primit laptele și cornul. 9 din cei 13 cât sunt în clasă au băut laptele și au început să se simtă rău. Da, așa, măleșală și unul dintre ei s-a vomitat. Și așa, cred că mai mult stresul care de la unul la altul s-a panicat. Un copilaș mi-a spus că se simte rău și apoi și alții. Am vorbit și cu ceilalți și, până la urmă, de la ei am aflat că laptele ar fi avut gust rău, care, nu știu, din cei 9 copii care au ajuns la spital, toți au consumat lapte, unii mai mult, unii mai puțin. Învățătoarea s-a speriat și a chemat ambulanța, iar copiii au fost internați la spitalul din Rădăuți. Copiii acuză că laptele a avut un gust ciudat. Fenomenele prezentate, simptomatologia prezentată de către ei este ușoară, dureri abdominale, greață, unii au prezentat și vărsături. Ei au fost evaluați la camera de primire urgențe, s-au considerat că sunt forme ușoare, deocamdată sunt atent supravegheați și monitorizați. S-au prelevat analize din partea compartimentului de urgență pediatrie. Copiii în momentul de față sunt reținuți în cadrul secției de infecțioase. DSP Suceava a trimis o echipă de control la școala respectivă și a demarat o anchetă în acest caz. Medicii vor să vadă cum este păstrat laptele în școală, dar vor face verificări și la firma furnizoare. Fenomen periculos în Dolj, o localitate situată la câțiva kilometri de Craiova, a fost acoperită de cenușă. Locuitorii din comuna și Micul de Sus sunt nevoiți să iasă din case cu măștile pe față. Oamenii spun că cenușa vine de la cetul din zonă. Garda de mediu nu doar că nu are o soluție pentru această situație, mai mult le-a transmis oamenilor să se împace cu ideea. Nu este depozitată umed, cum vi se spune dumneavoastră. Mergeți și vedeți, faceți verificări. Așa e ușor să spuneți de la birou, de la dumneavoastră, că această cenușă este urmă.
dumneavoastră discutați cu mine la birou sau discutați cu mine în teren? Locuitorii din Șimnicul de Sus, dar și din localitățile învecinate, au ajuns la capătul răbdărilor. Cenușa de la groapa construită în urmă cu 10 de ani și care aparține termocentralei din Craiova se întinde pe 10 de kilometri pătrați, iar toate casele, culturile și drumurile sunt acoperite cu pulberea fină, ca și când s-ar afla lângă o fabrică de ciment. Este toată cenușa care s-a depus doar astăzi? Cenușa care este de aseară. Aseară am spălat geamurile la casă. Această femeie locuiește în apropierea gropii de cenușă. Pulberea îi intră în casă, îi înnegrește hainele puse la uscat, dar cel mai grav, spune localnica, îi îmbolnăvește copiii. De fiecare dată când bate vântul, femeia poartă mască și e nevoită să curețe toată curtea. De 10 ani de zile de când locuim la Șimnic, de fiecare dată când adie vântul, în special primăvara, vara, toamna, ne confruntăm cu cenușa. Am făcut foarte multe sesizări și nu se ia nicio măsură. Spun că sunt proiecte în curs de desfășurare. Rafalele de vânt sunt atât de puternice încât uneori cenușa ajunge chiar și în Craiova și în localitățile învecinate, întinzându-se pe o suprafață de peste 20 de kilometri. Când bate vântul, ne neacă, nu putem să punem rufe pe sârmă, geamurile să șadă închisă, că ne intră și în casă. E foarte, foarte greu și din cauza vântului puternic. Poluarea cu cenușă ar putea fi stopată dacă reprezentanții ar uda în permanență groapa de câteva hectare. Cum aceștia nu vor să stea de vorbă cu localnicii sau cu presa, problema a fost semnalată în repetate rânduri și de Garda de Mediu. Reprezentanții instituției recunosc însă că nu au o soluție concretă pentru poluarea continuă. Garda de Mediu, bineînțeles că aplică legea mediului. Deci ce pot să, fac mai mult Garda de Mediu? În această situație care nu este pentru prima dată, deci Garda de Mediu a venit și a văzut la fața lui cum suntem și acum și mai mult de a sancționa operatorul nu putem să facem, dar și aceste sancțiuni trebuie să fie să stea în picioare și o să le punem în aplicare numai dacă toate celelalte instituții care au competență în zona aceasta își fac datoria. Termocentrala din Craiova a fost sancționată anul trecut în luna mai, când Garda de Mediu a amendat reprezentanții gropii de cenușă cu peste 200.000 de euro. Aceștia și-au plătit amenda, însă situația nu s-a schimbat nici până acum. Liviu Dragnea a reluat atacurile la adresa opoziției. Șeful PSD susține în continuare că cei din opoziție orchestrează violență de stradă și subminează PSD prin orice metode. Iar în aceste violențe ar fi implicate și serviciile, acuză Dragnea. Cei care vor să ajungă România cu bătăi pe stradă, cu impunerea punctului de vedere cu bâta, cu impunerea unei guvernări cu bâta, să-i voteze. Să-i voteze, să se laude cu asta. Asta oferă USR-ul. Asta oferă Cioloș, civilizatul de Cioloș. Această manipulare de 2 ani și jumătate, bine plătit, bine finanțat, ca să încerce să creeze o masă de manevră, o masă de ură, are un singur scop. România să nu se dezvolte. Liviu Dragnea vine și cu acuzații mult mai grave. Șeful PSD susține că SRI-ul nu numai că închide ochii, dar e și implicat în aceste manifestări violente. Noastră aveți impresia că SRI-ul chiar doarme, adică nu știe ce se întâmplă? Adică, noastră spuneți că SRI-ul îi informează sau cum? Asta sugerați. Bineînțeles. Liviu Dragnea spune că mulți simpatizanți ai PSD vor să riposteze, însă încă îi ține în frâu. Nu mi este în continuare foarte ușor să le solicit tuturor colegilor mei și simpatizanților care vin la aceste meetinguri să nu riposteze. A fost foarte greu. Foarte, foarte, foarte greu ca la Iași niciun membru, niciun simpatizant să nu riposteze. A fost o muncă de lămurire dusă foarte, foarte intens. Majoritatea din autocar au vrut să iasă. Totuși, când ies 30.000 ca să riposteze la câteva sute, rezultatul e previzibil. Guvernul promite persoanelor cu dizabilități că le va ajuta să se integreze pe piața muncii, iar pentru asta le va pune la dispoziție vouchere în valoare de 5.000 de euro pentru achiziționarea de dispozitive și tehnologii asistive și tehnologii de acces în vederea angajării. În paralel, pentru sprijinirea copiilor cu dizabilități, în acest an a fost demarat procesul de formare și mărire a corpului asistenților maternali profesioniști.
5.000 de persoane cu dizabilități vor putea beneficia de un voucher de 5.000 de euro pentru achiziționarea de dispozitive pentru asistență în vederea angajării, iar cei care vor angaja astfel de persoane vor primi subvenții de la stat. Pentru încurajarea ocupării vor putea beneficia de sprijin financiar sub forma unui voucher în cuantum de 5.000 de euro pentru achiziționarea de dispozitive și tehnologii asistive și tehnologii de acces în vederea angajării. De asemenea, tot prin acest program, 200 de angajatori, aproximativ 200 de angajatori, vor primi subvenție pentru angajarea persoanelor cu dizabilități. De asemenea, pentru sprijinirea copiilor cu dizabilități, ministrul Muncii a amintit că în acest an a fost demarat procesul de formare și mărire a corpului asistenților maternali profesioniști. Am început anul acesta procesul de formare și mărire a corpului asistenților maternali profesioniști prin fonduri europene, prin proiectul Team Up, prin care se vor angaja alți 4.000 de asistenți maternali profesioniști care vor beneficia și de formare profesională. Pe lângă cei 4.000 noi angajați și restul de 11.000 de asistenți maternali deja angajați vor beneficia de formare profesională. Programul urmează a se derula până în anul 2023 și are o valoare totală de 569 de milioane de euro, iar o treime din asistenții maternali formați și angajați se vor ocupa exclusiv de copiii cu dizabilități. Pe de altă parte, ministrul Muncii a anunțat că au fost semnate 44 de contracte pentru construirea unor locuințe protejate și centre speciale în valoare de 55 de milioane de lei destinate adulților cu dizabilități. Contracte cu fonduri europene au fost semnate și pentru construcția a 8 case de tip familial pentru copiii instituționalizați, din care 4 sunt pentru copiii cu dizabilități. Cei mai mari 10 beneficiari de subvenții din agricultură, cu activități atât în sectorul vegetal cât și în cel zootehnic, au încasat anul trecut aproape 30 de milioane de euro. Pe primul loc se află SECE Agricost S.A. din județul Brăila, cu 9,18 milioane de euro, potrivit datelor APIA. Anul trecut, SC Agricost a fost preluată de compania Aldara Agriculture din Emiratele Arabe Unite, Consiliul Concurenței autorizând tranzacția în iulie 2018. Compania își desfășoară activitatea în domeniul producției și comercializării cu amănuntul a florilor și plantelor naturale, a materialului săditor pentru plante și pomi, a îngrășămintelor naturale și a materialelor pentru reabilitarea terenurilor agricole. Potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor Publice, în 2018, compania din județul Brăila a avut o cifră de afaceri netă de 375,39 milioane de lei. Suma este în creștere cu 4,5% față de anul trecut, înregistrând un profit net de 80,2 milioane de lei. Topul subvențiilor este completat de SC Intercereal S.A. din Ialomița cu 4,7 milioane de euro, SC Zimbrul S.A. din Ialomița cu aproape 3 milioane de euro și de SC Maria Trading S.R.L. din județul Călăraș, 2,32 milioane de euro. Potrivit APIA, suma totală autorizată la plată în perioada 16 octombrie 2018-6 mai 2019 se ridică la 2,588 miliarde euro, din care campania 2018 reprezintă plăți de aproape 2,473 miliarde de euro realizate de Fondul European de Garantare Agricolă și cofinanțarea de la bugetul național, iar la măsuri de piață, comerț exterior, promovare, produse agricole și ajutoare de stat în sumă de 114,85 milioane euro. Este nevoie de o lege pentru a pune capăt scandalului de la Colegiul Medicilor Stomatologi. Așa a apărut un proiect prin care medicii stomatologi care au împlinit vârsta de pensionare legală să nu mai poată deține funcții de conducere în cadrul colegiului. Proiectul a apărut la 2 luni după ce o parte dintre membrii Colegiului Medicilor Stomatologi au acuzat lipsă de transparență și abuzuri în procedura de alegere a conducerii. Potrivit proiectului de lege aflat acum pe masa Senatului, niciun medic stomatolog care a împlinit 65 de ani nu mai poate emite pretenții la nicio funcție de conducere din cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi. Mai mult, conducerea colegiului va fi aleasă prin vot electronic, iar la alegerea organelor de conducere vor participa observatori independenți acreditați pe toată durata procesului de votare, precum și la numărarea voturilor. Și orice medic nu poate avea mai mult de 2 mandate într-o funcție de conducere din cadrul colegiului.
Consiliului. Actuala formă a legii îngreunează activitatea medicilor dentiști, ori conține norme contrare codului deontologic. Actuala lege nu prevede interdicția ocupării concomitente a funcțiilor de conducere din domeniul sănătății și domeniul educației, ceea ce conduce la săvârșirea unor fapte grave, precum fraudele, corupția, traficul de influență. La actuala reglementare favorizează apariția conflictelor de interese prin prevederea numărului nelimitat de mandate în organele de conducere ale colegiului de la nivel național și teritorial, se arată în expunerea de motive ce însoțește proiectul. Actul normativ apare la 2 luni după ce mai mulți medici au acuzat lipsă de transparență și abuzuri în procedura de alegere a conducerii. De altfel, postul nostru de televiziune a tratat la acea vreme pe larg scandalul în care era implicată conducerea Asociației Medicilor Stomatologi din România. Conducerea absolut discreționară este foarte puțin spus în disprețul legii, cu ignorarea totală a oricăror legi aflate în vigoare. Altfel, nu știu, deși refuz să cred, după următoarele alegeri, probabil că va fi un singur om care va conduce întreaga suflare din medicina dentară. Între 2014 mai și 2019 ianuarie, pe site-ul CMDR în secțiunea noutăți nu a fost publicat nimic actualizat. Bosnia-Herțegovina, sub ape, mii de oameni au fugit din calea viiturilor formate în urma precipitațiilor abundente care s-au bătut asupra țării la sfârșitul săptămânii trecute și care au măturat sute de case. Cu mai multe detalii revenim după o scurtă pauză de publicitate. În zone întinse din Bosnia-Herțegovina sunt acoperite de ape, mii de oameni au fugit din calea viiturilor formate în urma precipitațiilor abundente care s-au bătut asupra țării la sfârșitul săptămânii trecute și care au măturat sute de case. Mii de persoane au fost evacuate ca urmare a avertizmentelor emise de Agenția Națională de Meteorologie și a anunțurilor făcute de Serviciul Federal pentru situații de urgență încă de vineri. Ca urmare a precipitațiilor care au început să cadă de sâmbătă, cantitățile de apă au depășit local 130 de litri pe metru pătrat, iar prognozele meteorologice pentru următoarele 72 de ore sunt îngrijorătoare. La acestea se adaugă efectul provocat de apa rezultată în urma topirii zăpezii din regiunile montane din centrul și nord-vestul țării. Apa amestecată cu pământ antrenat de pe culmi a dus la alunecări de teren. Cea mai afectată de inundații a fost zona Priedor, unde peste 200 de case au fost inundate. Circulația rutieră a fost întreruptă pe mai multe drumuri din cauza creșterii nivelului apelor care au ieșit din matcă. Au supraviețuit în mod miraculos, este vorba de doi adolescenți și de unchiul acestora, care au scăpat cu răni minore după ce avionul la bordul căruia se aflau a lovit cablurile de înaltă tensiune și s-a prăbușit. Jack Moore, în vârstă de 25 de ani, și sora lui Billy Manley, în vârstă de 16 ani, se aflau alături de unchiul lor, Stuart Moore, într-un avion care survola Țara Galilor. Cei trei se îndreptau spre Cardiff, unde Manchester United urma să înfrunte echipa de fotbal locală. La numai 5 minute după decolare, aeronava cu care călătoreau s-a lovit de cablurile de înaltă tensiune. Pilotul a fost nevoit să aterizeze de urgență pe o autostradă, în timp ce flăcările începeau deja să cuprindă avionul. Ei au fost salvați în urma intervenției curajoase a unui fost militar și a unui șofer care i-au scos la timp din avionul care ardea. Recunoscători față de salvatorilor, cei trei pasageri ai avionului s-au considerat extrem de norocoși că au scăpat cu doar câteva răni minore din avionul pe care incendiul l-a transformat în scurt timp într-un morman de metal topit. Catastrofa aeriană în Alaska, cel puțin 5 persoane au murit, o alta este dispărută, în timp ce 10 au fost rănite în urma coliziunii în zbor între două hidroavioane. Unul dintre aparate la bordul căruia se aflau pilotul și 10 pasageri se întorcea la bază după un zbor de agrement deasupra unui parc natural. 10 persoane care se aflau la bordul acestui avion au fost rănite, iar o alta este dată dispărută. Niciuna dintre cele 5 persoane aflate la bordul celui de-al doilea hidroavion nu a supraviețuit în urma coliziunii. Autoritatea Aviatică Federală din Statele Unite a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele care au dus la producerea catastrofei. Gest de caritate fără precedent al unui colaborator apropiat al Papei Francis, cardinalul Conrad Craievski a coborât într-o canalizare din Roma pentru a reporni alimentarea cu electricitatea unei clădiri nefolosite a statului italian, în care trăiau sute de oameni extrem de săraci, scrie The Guardian.
În clădirea nefolosită care aparținea statului italian trăiesc aproximativ 450 de oameni, printre care și 100 de copii. Deoarece aceștia nu aveau cu ce plăti curentul electric și apa caldă consumate, la 6 mai acestea au fost întrerupte de autorități. Călugărița Adriana Domenici, care îi ajută pe locuitorii acestui imobil, l-a sunat imediat pe cardinalul Conrad Krajewski, responsabilul pentru caritate al Vaticanului, pentru a-i cere ajutorul. Guarde, ho dovuto chiedere aiuto a loro perché tutta la settimana siamo stati messi in attesa del riallaccio da parte delle istituzioni, che non è avvenuto, promesso ma non è avvenuto. Praticamente a Don Conrad Strajewski e immediatamente si è adoperato per questa situazione drammatica, non posso che dire drammatica, perché mi sto rivolgendo delle persone, sono malate gravi, 450 persone. E moltissime malate gravi, anche allettati, per le vie respiratorie e avevano bisogno di elettricità per le cure. Fără asta pe gânduri, înaltul prelat a intrat în canalizare și a rupt sigiliul poliției pentru a reporni alimentarea cu electricitate și apă caldă. Am intervenit personal pentru a reporni contorul. A fost un gest de disperare. Acolo sunt peste 400 de oameni fără electricitate, familii și copii, a declarat cardinalul Krajewski, conștient de consecințele legate ale gestului său. Adriana Domenici a spus că atunci când angajații companiei de electricitate s-au întors să întrerupă iar alimentarea, ei au găsit un bilet lăsat de Krajewski, așa că au renunțat. Cardinalul a acționat cu convingerea că a fost necesar să facă acest lucru pentru binele acelor familii, au declarat surse din Vatican. Procurorii suedezi reau ancheta în dosarul de viol pe numele lui Julian Assange. Dosarul a fost redeschis la cererea presupusei victime, în speranța de a-l aduce pe fondatorul WikiLeaks în fața justiției înainte de prescrierea faptelor în 2020. Julian Assange, acum în vârstă de 47 de ani, a negat acuzațiile de viol aduse de justiția suedeză. El s-a refugiat în ambasada Ecuadorului de la Londra, unde a petrecut 7 ani după ce, pe numele său, a fost emis un mandat de arestare la 29 iunie 2012 pentru că nu s-a prezentat la tribunal. Potrivit sentinței, el urma să fie extradat de către Marea Britanie în Suedia pentru a fi judecat pentru acuzațiile de agresiune sexuală. Suedia a renunțat la acuzații în 2017, însă Assange a rămas în ambasada Ecuadorului din cauza mandatului de arestare pe numele său emis de Poliția Metropolitană Britanică. El se temea că dacă va fi arestat în Marea Britanie, va fi extradat în Statele Unite pentru a fi judecat în legătură cu publicarea de pe WikiLeaks a unor documente clasificate. Assange a fost arestat la 11 aprilie de Poliția Britanică după ce Ecuadorul i-a retras statutul de azilant. Judecat pentru încălcarea termenilor de eliberare condiționată, Assange a fost condamnat la 50 de săptămâni de detenție, pedeapsă pe care o ispășește în prezent la închisoarea Belmarsh. Un deputat danez își face reclamă pe un site pentru adulți. La mai puțin de o lună de alegerile legislative, politicianul crede că reclama sa se va bucura de o largă audiență în rândurile alegătorilor acestei țări nordice, renumită pentru toleranța sa. Deputat al Alianței Liberale, Joachim Olsen, și-a început sloganul astfel încât să iasă ușor în evidență printre sutele de clipuri pornografice. După ce termin, votează cu Joc, o poreclă pentru Joachim, scrie în mesajul său. Deși admite că portalul pentru adulți este un loc neobișnuit pentru publicarea mesajelor electorale, în comparație cu inocentele afișe lipite pe copaci sau stâlpi, politicianul danez crede că odată ce jumătate din conținutul de pe internet este pornografie, este bine să fie prezentat acolo unde alegătorii intră cel mai frecvent. Olsen a precizat că nu se așteaptă la o creștere bruscă a numărului alegătorilor, dar măcar postarea sa pe Pornhub va reuși să îi amuze pe oameni. Medaliat cu argint la Jocurile Olimpice, politicianul danez recunoaște că nu a discutat cu liderii partidului despre mesaj, dar că până acum a primit reacții bune din partea oamenilor. Atât pentru moment la știri, doamnelor și domnilor. Urmează Talk B1 cu Laurențiu Botin. Noi ne revedem la ora 15, când vă aștept din nou. Pe curând!